Dar el nu-i pe loc. Cine este prietenul Moisei Vecislav să fie membru? Cine a înaintat familia Moisei? Eu n-am avut. Domnule, nu am spus de și am înaintat candidatura domnului Brozan. Dar până înainte de dumneavoastră a înaintat domnul Brozan. Aici, în jumătate de ieță, s-au vorbit. Dar el nu știe, dar păi nu vreau. Știe că a vorbit cu dumneavoastră. Așa, se propune spre vot. Pentru Moisei Vecislav, cine este pentru? Așa, cine este împotrivă? Abținut. Întrebarea cu 20 cu privire la modificarea categoriei de destinație a experiențelor. Raportor Alexei Lidia. Baza cererii depuse de către Gabriela Radu, proprietate privată, la nord-vest, un hectar și 80, s-a propus de a fi modificat categoria de destinație terenului agricol, examinând plan urbanistic și schița care a fost prezentată. Comisie. Cine este pentru? Apa care vine din Tușeni acolo, el nu este blocată, are scos de acolo. Apa care vine, trece canalul, pe terenul la proprietarul dat, la Gavril, este făcut de dumnealui la 8 metri adâncime, am fotografie, am văzut fața locului, la stabilirea contrarului, la care am întrebat. Râpa trece pe terenul noastră, aveți ceva împotrivuți? Că nu, absolut deloc. Și unde scurge? Se duce încolo la pruncul. Sub traseu merge, sunt curlanele, merge pe sub traseu, pe urmă-i să bat canalul. Cât e proprietatea la omul ăsta, e 8 metri de cine când să bat la nou. În prima vară anul ăsta chiar a fost acolo. Omul are grijă, nu lasă nu, a fost o dată fără ca și acolo, nu a fost apa la 1 metru, la strâmpșa. Iar care vrea să înțeles, să scriuim. Eu nu s-a dat la 1 metru. Deci, la următoarea întrebare. Cu privire la modificarea deciziei numărul 543 din 26.18 cu privire la aprobarea materialului de delimitare a terenului în mod selectiv a proprietății publice unității administrative teritoriale Tușeni, municipiul Chișinău, din sectoarele cadastrale 110.307.107. Raportor Alexei. Ținem cont de faptul că domnul Codoroșe și pilot, de pe social, pe viitor, ca să-i dăm în arendă, vreau să folosați pe terenul și el spună binele, la care noi s-au gândit că ne vedem la faptul că a ieșit la fața locului atunci nimic nu era, ca pășuri au mărs. Dar din, de la Institutul de Proiectări, când am ridicat toate straturile, este acolo teren agricol, cândva terenul dat, a fost pierș, privată de pierș. Și în decizie și noi am scris pășuni, ne gătim la fapt că nici eu n-am știut, când am văzut și, dar n-am știut că el agricol din Institutul de Proiectări deja am luat materiale, am confirmativ că spunem să fie agricol. Terenul dat. Avizul comisiei? Pustiv. Cine este pentru? Întrebările, da? Da, cu mine e terenul din... Întrebul
E modificat o leagă. Pentru că în decizie din 26.09 era scris clar. Examinăm material privind la delimitare în mod strictiv din domeniul public. Așa că noi am schimbat suma denumirea pășuni, teren agricol, s-au rămas domeniul public. De atâta eu propun ca să fie punctul 1, se transferă terenul respectiv din domeniul public în domeniul privat și la unul alt. Și mai departe era domeniul public. Se transferă? Cum cere legea? Domeniul public, domeniul public ca luat, așa. Din domeniul. Dar de ce în cauza foarte la... Atunci vreau să mai spun ceva. Noi am spus că intenționat spune în domeniul public și au fost mai mulți sectari. Și noi am spus că o să fie problemă, că o să dăm cuiva. În domeniul public nu e posibil în străinării. Așa. Noi ești noastră. Noi ești noastră. Pentru ce să faci? Cum să vă spui? Vă vă dați schimb de teren acolo. Dar eu vreau să fie. Eu vă dat o cerere. Noi ești noastră. Atunci nu-i sensul de la decizia și pășurile în tine la epicul. După garaj și încolo și s-a pus la pachet la toate. Nu-i sensul. Dar cine erau ceapă? Așelea sete privatizate. Ce are la garaj? Atunci întrebare, care-i sensul la schimbul ăsta? Schimbul ăsta de decizie. În decizie, acolo scris că la momentul dat se dă în folosință ca pășuni, dar conform Institutul de Proiectare, acolo a fost livadă. Și e agricol și atât. A fost o greșeală. A fost o greșeală mecanică. Și ca să fie agricol, probabil... Ce? Rămâne din domeniul public. Da? Eu nu... Asta am vrut, pentru că eu știu că era și o altă cerere, cerere de schimbul de terenuri, de... Atunci, practic, nu se face. Care ar fi ambasarea locului atât de strategică? Eu loc și punctul meu să fie pus la... Înseamnă că tot pășuri în domeniul public poate. Era pășuri, pășuri în domeniul public poate. Dar loc care poate fi folosit în agricultură între dure, acolo suntem în domeniul public cu poate să fie mai mici. Mai ales că promul gata să oferi alt loc în schimb. Alt loc în schimb, dumneavoastră, o să-l prelucrați, alt loc în persoane fizice. Suntem de acord? Să ne băgăm noi, să ne băgăm. Doamna Lirea. Pentru ce? Acum ați fi întrebat, nu știu. Pentru ce? Acum ai propune locul în schimb. Acum ai propune locul în schimb. Acum ai propune locul în schimb. Din domeniul public, cum a spus... Nu, fără schimbări. Acum fără schimbări, acum și cu schimbări. Este bază, proiectul de decizie. Cine este pentru? 4, 5. Contra. Restul abținut. Sigur că are, eu cer fi... Bine. Proiectul de decizie cu modificările propuse de domnul Mada. Domnul Mada, vă rog frumos să vă dați modificare. Decizie. Punctul 1. Se transferă terenul. Nu. Terenul cu... Cu numărul cadastral. Cu numărul cadastral. Destinare. O secundă. Eu doar nu pot înțelege nimic. Decizia noastră de 26.09 scris, categorie destinație 1, terenul cu destinație agricolă, suprafață 0. Eu, pășunile intră în destinație agricolă. Nu, nonsens, dar este în codul funciar terenul agricol și terenul pomicului tot intră în definiția de șapieri, definiția de pășun. Atunci, dacă au rămas, și noi schimbăm. Proiectul de decizie se transferă din domeniul public terenul, numărul cadastral 80-39-30-70-58, suprafața 0-32-92. Nu, el este scris în decizie 53.
În domeniul public, în domeniul privat al Trușeni. Și nu faceți care a fost și domnul, vă rog, atenție. Punctul întâi care a fost aici, cartier în punctul 2, transport, da? Da, așa la 2 și cum e? Partea schimbare, da. Clar. Se propune spre vot proiectul de legi cu modificările domnului Mada. Cine este pentru? Cine? A, și doamna? Și doamna, desigur. Care e un cartul mărat? Da, proiect de decizie, deoarece era necesar 12 voturi. Întrebarea 22. Cu privire la aprobarea schemei de amplasare a publicenței de servicii tehnic automobil. Sușurile din aeroport, decizia numărul 1, vara 22, cu privire la aprobarea schemei de amplasare a Centrului de Servie Tehnică Automobilă. Se aprobă schema de amplasare a Centrului de Servie Tehnică Automobilă, coordonat cu organele de resort în mod stabilit. Se permite amplasarea Centrului de Servie Tehnică Automobilă pe terenul cu numărul cadastral 803-933-11019, cu suprafața de 0,1902 hectare, în satul Dumbrava, pe strada Vulcan 9A. Și la Comisia Arhitectură și Urbanismică a primit două puncte de adăugat în decizia dată și schimbarea destinației spațiului locativ în spațiul comercial. Și următorul punct, coordonarea cu toate organele abilitare în domeniu, adică proiectul dat să coordoneze cu toate organele în abilitate. Avizul comisiei? Pozitiv. Aveți întrebări, domnule? Da. Unde am fost? În satul Dumbrava, da? Da. Dacă e localitate, este un plan urbanistic, da? Clar. Trebuie să fie introdus în plan urbanistic cu consultări, cu spune ce. Probabil, prin prejur, sunt oameni cu casă de locuit. Înseamnă că trebuie adăugat un punct cu modificarea planului urbanistic. Coordonat cu Institutul Proiectării, cu Șovăiei. Este așa definiție, planul urbanistic, înseamnă că trebuie modificarea. E coordonat cu instanțe. Vedeți să mă fur când mai fac niște lucruri. Noi la batalia asta. Nu la batalia. Nu știți bar pe la sens. Contrazucerea planului urbanistic. Planul urbanistic de teren în cauză deja dumneavoastră aveți construcție. Dar cum puteți comisia să formulați, să schimbă destinația construcției? Certificatul de urbanism și autorizarea de construcții se solicită la construcția unui centru comercial sau centru șmiric, spațiul localizat. A propus punct în proiectul de decizie. A spus s-a discutat la comisie și a propus un punct în proiectul de decizie care urmează să ne introducem. Întrebarea mea a fost să introducem dacă nu există construcții. Domnul Iurica, nu este
Totuși ați și pe garaj, vorba nu valide. Da, și duceți, eu n-am nimic împotriva la asta. Încă nu știi, uite, mai bine, dar și ați și pe garaj acolo. Nu. Asta nu, 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 asta de chestia dată, pe dumneavoastră cum o citați. Dar în cazul că noi, prin să facem un centru acolo de deservire tehnică, la urbanistic sau la urbanistic, dar pe altfel cum poți face? Plan urbanistic, unde? Mai mult să ocupe soția cu toate chestia asta, din cazul că unul zile cașa. План урбанистика и деталью нам переделывать не надо. Так нам сказали в Кишинев проекте, потому что они согласны. Вы согласовали с ними, да? Да, да. Они согласовали, потому как санэпидемстанция, пожарная и экология, все сказали, что да, вы можете сделать, мы все визы позитивные получили от них. Поэтому Кишинев проект нам уже статус поменял, и мы выносим это сейчас здесь на вопрос без нового плана урбанистики и деталей. А вы институте у вас не просили решение соседей? Нет, сначала они принимают решение, потом мы с ним приходим на консилиум, там по закону. Там от нас попросили визы от всех организаций и соглашения от соседей. И на основании этого они нас... Снимать коли. Вилла, ты кейда, но это не знаю. Мы читали, что это там будет. 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 Eu așa știu că în localități, ăsta și e plan urbanistic, general, el trebuie de făcut schimbările respective și Consiliul când aprobă, nu aprobă a lor concret, așa. Plan urbanistic... Urbanistic, da. Da, schimbările se elaborează și la proiect, da? Da, dacă noi... Eu facem vizele, domnul Iureș. Eu trebuie, noi trebuie să aprobăm în formula planului urbanistic. Păi... Stimați colegi, haideți așa. La oameni v-a spus într-un mod, după o procedură. Noi am iat atât stare cărtura, găsim altă procedură. Poate nu le împărcăm la oameni. Da, 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 Într-un ceas bun. Dar eu acest economic cu comunat. Și nu e un beneficiu, adică trebuie să dăm voi. Nu am o întrebare. Agrare, ieșire. Epidivare, că acolo eu am înțeles. La Bardan. La Bardan. Că acolo sunt și regist. Noi la Bardan. Nu, deci ei ești ușă între regist. Voi pe la Bardan e canalul. Ascultă pe mine unde, Mihai. La semafor, ești cu care... La colț. Regist. Regist. Mai par eu fii și apoi urmă dar de parcare ce erau. Parcarea lor, care acum mai există. Parcarea tot de-a voastră, da? Nu e lor. Important și odată drumul ăsta zice de la registru trebuie de închis, că blochează la semafor, că din mașinile este aici. Deci mai mult. După... Da, ei sunt mai poate. Bine, semafor e la zăvăr. Proiectul și decizii. Cine este cu avizul comisiei? Pozitiv. La vot. Pozitiv, la vot. Cine este pentru? Numărul doamna Mazăretă. Unanim. Doamna Iurimă. Voi abținuți, Coandra? Abținuți, voi pentru. Da. Problema 23. Cu privire la amenajarea unei parcări auto și amplasarea unei cadnale, sectorul de poliție, doamna Lina. Examinând cererea din mesul de la Inspectoratul General de Poliție și ținând cont de faptul că în data de 14.03.2018 am dat folosind 3 sote la Dubrava în Dumnezeu Izvoraș pentru amenajarea și un sector de poliție, dacă vă aduceți aminte. Acum, ieșind la fața locului, acei 3 sote sunt pentru construcție, deja este planul tot, dar e nevoie și este în plus undeva 100 jumate care să facă o amenajare a unei parcări, să fie frumos la intrare, la sectorul de poliție, în cauză și tot atât,
acolo, de sub, sub parcare, se fac haznaul, ca să nu încurce. Și și asta, că ea nu se roagă de culoare. Nu, nu, că pe zi nu și haznaul. Bun de a miecuri pe burlane, de fântână, cimentuit tot ca canalizație, în comunități, 15 metri de la clădire, dar ea să fie pe parcare, nu-i parcare a s-o facă. Spuneți, vă rog, că de... Conform sanitarii, necesităților sanitarii, este nevoie de așa. Întrebare. Din luna 3 anul trecut până acum, s-a construit ceva acolo? Nu s-a construit. Nu s-a construit. Stimați colegi, noi când anul trecut am abordat tema aceasta, am avut discuții destul de serioase. Am, da. Și vedem, au trecut două ani de zi. Și repede, absolut, că azi trebuie. Dar pierdem proiect. Acum vreți că trecut două ani, vine cofta alta, mâine alta. Eu cred că aici noi trebuie să ne abținem de luarea decizie astăzi și comisia de resort trebuie să se implice destul de... Fiindcă dacă se începe a face parcări una alta, eu mă dau seama problemă. Domn Grozav, dacă la cerință... Domn Grozav! Eu vreau să-mi spun! Poate să-mi găsim un loc ca să vă spuneți de ceva. Uitați să caiți spază, stimați consilieri. Deci, sectorul care este, adică așa e prognoza, este un proiect european. Deci, nouă ne dă banii în Uniunea Europeană. Solicitările sunt standarde. Dacă vreți să vedeți un sector modern, este pe Albișoara, acum nouă dată în exploatare. Acum noi, ca să ajungem la sectorul ăsta, adică unii s-o dată, este trei soate. Deci, nu avem posibilitate să întreb. Deci, sectorul este într-o... Deci, noi vrem să... Acolo nu este, este ulterior public, nu este, nu trebuie nicăuri. Așa e solicitarea la proiectare. Nu, eu, la... Vă cred că și trebuie, dar eu vă spun, un an în urmă, ardea satul, păi trebuie cu ceas. Un an de zile și atunci, în Uniunea Europeană, nu mă dat bani. Ei au participat la... Voi am participat la proiect. Ei nu aveau bani așa cu ceas. Îi susțin că nu. Eu propun să vă trebuie. Îi susțin, fiindcă, în caz contrarul acest proiect, nu știu că apoi rămâneți la urmă. Vă rog să-i susțineți că, într-adevăr, acolo trebuie și un garaj, trebuie să ai condiții. Acolo știți cum este garajul să fie doar parcare și... Da, și anul trecut eu m-am exprimat că tot aparatul s-a pus în brigada noastră de sectoriști, o să căutăm nostru și da la Dumbrava. Eu vreau să vă spun că suprafața rămâne aceea. Pur și simplu nu a fost inclus termenul de cazna. Pentru că după proiectul european era... Banul european cere proiectul... Da, trebuie făcut ценно ордене ку лоту, к ел не то вырашили, шпа сапары пьёте. Дарахума, две пары требуете из ЕВИТЭМ, с учим, где кубинтели паркаре, ауто, аминажали, говорите, паркаре, где не то, где паркаре, там самурбаже не паркаре. Паркаре, за там чинишь парни, да. Послушайте, парни, кубинтели кубинтели кубинтели, аминажали, spațiu cu fără schemii, aprobare, punctul. Așa, da. Trebuie fugit de... Se propune spre... Proiectul de decizie cu privire la amenajarea unui batist cu care auto. Amenajarea terenului. Și amenajarea, aplasarea unii haznale. Mai întâi de bani de unui proiectul și apoi modificăță domnului Hata. Dar nu numai cât să ne întâlnăm să zicem. Adică și în minte se face parcări au. Nu, amenajare. Nu simt, amenajare. Nu mă gândesc, e stație locală. Așa proiectul decizii puneți la vot. Bine, se propune la vot proiectul decizii cu privire la amenajarea unii parcări au și amplasarea unii canale. La vot. Cine este mentul? Cine este mentul? Are dreptate, Haznaua, ce ei trebuie să facă.
Să citești indexul, să vezi și cuie pe gazdal. Cine este contract? Cine este contract? Și vă rog în procesul verbal să scrieți că nu poate fi parcare auto, dar amenajarea teritoriului de fără, conform schemei. Motivez, parcările auto nimeresc punctul de finanță de taxă locală. Și o să apară... Eu m-am expus, vă rog poziția mea. Noi trebuie să terminăm votarea la proiect de decizie și vă expuneți poziția în continuare. Dar să terminăm votarea. Abținut. Abținut. Pentru trecut. Nu primești că s-a abținut, dar trebuie să fii mai mult. Pentru a fost 15, abținut trebuie să fie 5. Să nu ridicăm mâna 5. Următoarele probleme este problema suplimentară cu privire la fericirea primarului comunii Ciușeni cu dreptul de a desemna membru pentru Comisia de Predare Primirea Rețelor Electrice și Luminare de Iluminat Exterior. Doamna Germanica Procopi. Da. Am tot în vedere aprobare decizii cu privire la atingerea rețelelor electrice în gestiune economică în domnul primar trebuie să desemneze doi membri din Comisia de Predare Primire. Îl înțărșinăm. Vici primarul, cine-l construite? Vici primarul, că... Armii. Așa, domnul Iulie. O întrebare cu domnul primarul. S-a vorbit, și nu mai ține de post, deciziul nu, ca să mergem cu o cerere, cu demers către Consiliul Municipal, ca să transmitem în proprietate, deoarece terenul este al lor, cu ne toate cele 800-900 de mii, cât mai mult, în discuții cu primarul Codreanu, el a acceptat. Absolut, eu l-am transmis la Consiliu. Ce spune? Domnul Iuri, un post cere asta discutată, astăvară, după cât ține minte, domnul Victor, de oasă până în tăcere. Da. Și ce-o spune, domnul Codreanu, cum vor fi înlocuite lucrările? Eu spun că nu va fi transmisă la serviciul la lunchie, nu chemă titlană, cum și chemă. Adică nu scoate să ne reîmbărsez. Dar dacă am transmis și prin noastră că e... Noi trebuie să transferăm la balansă, la lumea cheie, valoare, cum a spus domnul Jumica, și atunci ne dăm timp să reștem să se reîmbărseze suma. Bine, nu e nicio problemă, aveți grijă. Data viitoare, domnul. Bine, se propune spre vot. Nu, că dacă trebuie să vorbim, să punem spune. Se propune spre vot. Cine este pentru? Doamna secretar, da. Mi-a spus că virtualul adunare generală la rugăciunea dată din plus. La 3 și nu la 3. Dar nu s-a terminat, stați. Conform deciziei Consiliului. Nu știu, conform deciziei Consiliului, vă reamintesc. Este decizia Consiliului care de așa să probabil ați adoptat-o și vă întrebați și mare cât de ședință. Vă comunic încă o dată, doamna Margareta. Noi știm. 10 martie. 10 martie, dumneavoastră așa s-a propus. Decizia este primarul execută. Nu, vă spun, nu ești cu dumneavoastră, s-a propus 10 martie la oarea 12. Sunt anunțuri populației... Publicat în stajul primării, s-a propus. Dumneavoastră s-a propus, dacă mă întrebați cu nic. Ordine, Așa. 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 Aș
Am intercelare pe drumul domnul primar, să facem la Chișinău proiect cu drumul, și anul ne-am spus, când să aducem autobuz și troleibuzul. Lați fac o zi, nu uitați la Я уже не могу. Я 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 не мог